Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou minut episod pe acest canal. Astăzi o să mă joc jocul copilăriei mele. Datorită acestui joc mi-am spart calculatorul în două. Efectiv, eu aveam unitate la picior și când vedeam că se blochează, bam, îi dădeam câte una. Da, dar asta a fost în trecut, acum suntem în viitor. Da, Mafia 1, doamnelor și domnilor, este aici, pe stâmiul meu, pe stimul meu, 2K foarte șmecher. Da, doamnelor și domnilor, nu știu cine o să cumpere acest joc, e 10 euro efectiv și am și o puțină balanță aici, mai am puțină balanță. Ai, eu nu știu ce faci cu viața ta, habar n-am. Da, de asemenea, dacă vă plac episodul de genul ăsta, apăsați pe butonul de like și de subscribe în caz că o să vă placă Mafia 1 sau dacă mai doriți episoade cu Mafia, să știți că poți juca și Mafia 2, Mafia 3, Mafia 4, Mafia 5. Ok, astea nu au apărut, bine, Mafia 4 și 5 nu au apărut încă, dar cine știe când aibă o să apară. Așa că hai să trecem în joc. Suntem în jocul propriu zis, am oprit muzica că îmi iau copyright, bineînțeles. Dăm aici la New Game și haide să vedem povestea, dragă, povestea din Mafia. Mamă, ce frumos este jocul acesta. Câte amintiri. Stai că aici începe o muzică, deci dau skip. Câte amintiri mă leagă de jocul acesta. Haide, nene. Detective. Salut. Norman, can I join you? Bă, dar ce fel se vede webcam-ul meu, în fine. Nu mai contează cum se vede webcam-ul meu. Sper să se vadă bine totul. I used to be a taxi driver. Nu, că... Ok, gata. Gata, domnul, mi-a făcut pană. Mi-a făcut pană, efectiv. O, fătu-vă în soarta voastră. Da, dă-ți-vă naiba, urăților. Bă, urăsc misiunea asta. Oh, my mother. Nu! Mă, dar trage și voi, mă. Aveți oase în burtă, nu trageți. Nu că vine, mi-a făcut pană din prima, bă. Ce? Tu te naiba, tu te morții, măti, dar lasă-mă, mă, odată în pace. Mă, cum este corect să-mi facă pană din prima? Mamă, deja mă enervează jocul. Dar nu este o problemă, că am plătit 9 euro pe el, 10 euro. Tu-i morții lui de joc. Wow, că facem drifturi. Au murit aia, nu? N-au murit, că vine după mine din nou. Ai. De la câți kilometri vrei să tragi, mă, cu pistolul? Pare rău, dar nu știu să conduc. Dați-le, mă, fut-o iar soarta în gură, omorâți-i. Omorâți-i, mă, omorâți-i, că așa merită. Pare rău, domnule. Cred că au murit, nu? Cred că au murit. Gata, mă, au murit. Mă, dar se blochează sau mi se pare? Ok, domnul. N-au murit, vine după mine. A, mă, frate, dar când mor? Mor pe munte, să-mi bat picioarele de nu mă urc pe munte. M-am dus pe munte! Călare... Ce, mă? Mai taxi. Iau să mă mișc, zice ăsta. Este sfârșitul, doamnelor. Și domnilor. Dar nu sfârșitul de tot. V-ați bușit proștilor de stâlp. Dă-te taxi la o parte. Mamă. Acum mă mișc. Mai tași naiba de retardat. Plătesc 10 euro pe joc ca să-mi zic ăsta moving. O, du-te naiba. O, este finish. Hai, mă, că au murit. Mai taci, mă. Asta îmi zice să mă mișc și eu zic taxiul meu. Păi ce-mi faceți la taxiul?
nenorocit taxiul, futu-vă soata în gură azi. Ăștia n-au treabă, ăștia dacă se bușesc, nu pățesc absolut nimic. Ăștia tot se țin după mine. Acum, domnule, nu mai mă urc pe munte. Vine în stânga mea, vine! Ia de aici. Gata. Au murit? Mă, mai tăcesc naiba din gură. Mă doare capul. Gata, mă, au murit. A dat domnul. Haideți, domnul. Domnii profesori. New York. Great. We made it. Good work, brother. Aveam și o mapă pe aici. I'll show you the way. Opa, înapoi. Acum, domnilor. Acum mergem la bar să beți câte o bere, că v-am scăpat de nesimțiți aia. Hai, mă, tragi mașina sau nu? Bă, dar nu mai trage mașina. O, să mă bată mama. Nu mai trage mașina, gata. S-a consumat gazul. Bă, chiar sunt pe roșu. Hai, bă, dar n-ar fi corect. Eu chiar sunt pe roșu, stați liniștiți că totul este sub controlul meu și a americanilor și a lui Trump. Stai că Trump nu mai este președinte, da. Nu, veniți spre mine, futute morții, mătii, azi. Bă, da. Ok. Stați liniștiți că am tot timpul din lume. Am efectiv tot timpul din lume să ajung la Salier Bar. O, ne-am prins viteză. Ok. Pe aici. Pe aici, pe aici. Nu, nu. Te în gură azi. M-a intrat mult în mine. Da, mai am puțin. Mi se pare că e o scurtătură pe aici, pe la dreapta. Dar nu sunt sigur. Dar vreau chiar să văd. Aha, uite-o pe acolo, da. Uite-o pe aici. Domnilor, ne simțiți. Acușa vin, stați liniștiți. Și în dreapta, ok. Hai că nu văd X-ul pe hartă. Trebuie să mă uit pe mapă eu. Gata. O, mama, mama, mama. Am scăpat de misiunea asta de rahat. Finally, we're home. Wait here, friend. Suntem în regulă, suntem acasă, chica. Mr. Salieri. Thanks for your help. Da banii. Da banii, futu-vă în gură. Nu mi-i dați. Sau v-am plimbat degeaba, efectiv. Salieri's Bar. Bună ziua. Bună seara, da, e bună seara. Mamă, dar ce grafică frumoasă. It would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. Ce mai, cu țuica, cu bani acolo, dolari. They had all the money in the world. A, dar nu sunt ai noștri. Running man. A, asta e cu taxiul, băia. Hai, da, urcă să te duc. Unde naiba vrea? Aha, în spate, înapoi, vrea asta. Op! M-am mușit efectiv de tramvai. Da, nu este o problemă. Este în regulă, boss. No problem. Știi care-i faza? Mă pușez de tramvai. No problem. Totul este în regulă. Nu știu de ce te stresezi așa de tare. Eu sunt extrem de calm. Da. Dă, nu te mai băga în față, nesimțitule. Ok, pe la stânga acum. Ia uite și ăla cum iese din mașină. Nesimțitule. Poliția. Ok, nu m-a văzut. Dar am luat-o greșit, efectiv. Mamă, facem aici o rotire de 40 de grade. Hai, mă, nu, nu, nu podul ăsta. Oh. Cam prost am nimeritul cu podul ăsta. Bă, parcă de click dreapta puteam. Nu! Am ieșit din mașină, efectiv, de click dreapta. Din click stânga, ok. Fain vapor. Nu mai vin pe aici, nu mai trebuie. Haideți, mă, odată, mă, claxonează-i de-ai naiba de urâți. Hai, da. Hai că nu mai am timp. Timpul la mine nu este mult.
m-am dus. Ok, pe aici, pe la stânga, unde a trecut tramvaiul, efectiv, și acum o luăm așa. Nice. Și acum, a treia la dreapta, deci, nu prima, nu a doua, și asta, a treia la dreapta. Oh, gata, 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 că, no problem, că mă mișc repede. Este totul în regulă, domnul extraterestru. Haideți. Okay, drop me off here at the gata, steps. Bă, că te las aici, tu te n-ai vădurit. Ia, mă, ia. Dăm bani. Thanks. Banii, viața sau mustața. Altul? Are you taken? Da, 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 hai da. Hai da, bossule, că am timp să te duc. No problem. Totul este sub control. Take your passenger to the hospital in New York. New York, am zis. New York. Dacă scriau New York, o să lua copyright pe nume. Și nu era chiar extraordinar. Da, deci aici pe la dreapta. După care facem o stângă. Sper să nu mai ia poliția pentru manevra asta. Nu mai, bineînțeles că nu am avut viteză. Și acum în dreapta, pe la dreapta, în New York sau da, pe la dreapta ca să putem urâtule cu proașca ta de mașină. Ok. Și după la stânga. Am înțeles. Bă, încă mai știu din mapă. E easy pentru mine, mafia. Să vezi ce o să mă chinui la cursă din nou, o ură de cursă. Ok. Nu! Îmi pare rău, domnul, dar nu a semnalizat prostul. Ăsta îmi face flash-ul. Mamă, cât era. E ok. Nu am luat-o bine, că acolo era blocat. Oricum nu puteam trece pe acolo. Dar nu este problemă, trecem pe aici. Mai am timp. Și acum ajunge la spital. Ajunge la spital și gata. Îți facem transplantul de rinic ca să-ți poți lua iPhone. Ok, merg puțin mai repede. Nu, poliția! O, mă, gata că merg cu 30, ești nebun. Nebune-s polițiștii ăștia din mafia. Dacă era în GTA, nu avea nicio treabă. Gata, mă, hai că te-am dus la destinație. Thanks. Here's the fare. Pentru nimic, the game was saved. De parcă eu nu știam asta. S-a salvat jocul. I'm lucky you're here. I need to get to the theater on Central Island. Take the Central Island so that we can get there quickly. Whatever you want. Hai de doamnă. Center Island. Mergem acum, doamnă, domnișoară. Sau ce ai fi tu? Nu cred că ești domnișoară, că după vârsta ta ai copii mulți la bord. Ai kilometri. Da, trebuie să o luăm pe aici, pe la stânga. Pe la... Hai că... Am făcut stânga acum, nu, Ionuțe? Faci stânga tu când faci dreapta. Zici că ai BMW, semnalizezi stânga și faci dreapta. Cred că ăsta e un BMW mascat. Ok. Ce naibă se joacă Stumble Guys? Ok, pe aici. Acum pe aici. Și acum pe aici, doamnelor și domnilor. Acum, domnule, acum o să vin după tine. Dumneata, ce dorești? Ok, lăsăm poliția să treacă. Here's the money. Goodbye. Mersi, doamnă. Chiar îmi trebuiau banii dumneavoastră. Nu am niciun leu să îmi bag benzină. Mașina asta consumă foarte mult. Good day. Could you take me to Hoboken? Bună ziua. Sure thing. Get in. Dar cum să nu? Urcați. Bineînțeles că Pompei Bar
In Hoboken. Hoboken, unde naiba e Hoboken? Ai, bă, ce naiba se petrece aici? Ce naiba? Mui ăsta și-a lăsat mașina acolo. Puf, tu te-ai în gură azi. Nu înțeleg, mă. NPC-urile din mafia ăsta chiar că nu le înțeleg. Oricum, pentru 2000, anii 2000 jocul ăsta a fost incredibil. Doar că trebuie să ajung cu nenea ăsta foarte rapid. Haide, domnule, acum o să ajung imediat. Dacă nu voi da de o poliție să mă aresteze, că merg cu viteză. Uite, chiar în fața mea poliția. Merg cu 40, nu aveți treabă cu mine. Pe asta trebuie să-l duc. Nu, domnișoară, dă... Nu, tramvaiul! Mamă, cât era. Holy moly. Nu! No! Are you trying to kill us? No, what the hell no, have you done? No. I ain't going no further with you. No! S-a băgat ăla! Hai mă, frate, că nu-i corect. Here's the money. Goodbye. Ah, come on! Good day. Could you take me to Hoboken? Hai, treci, femeie, că nu vreau să iau misiunea de la capăt. Sper să nu sarem în fața mea ca o nebună. Nu sarem. Gata, Gorgie. Gata, domnul, te-am adus. There you go. Ua. Keep the change. Mulțumesc, domnule, că mi-ați dat bani. Ia asta, cum aleargă. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. No problem. Haide, domnule. Go across the Giuliano Bridge and then through Giuliano the Bridge. It's the shortest way. Aha, mi explică pe unde să o iau acum. Dar având în vedere faptul că eu știu mafia unul prea bine, nu ar trebui să-mi spui, domnule, că eu știu mapa ca locuința ta, efectiv. Hai că știu mafia. Doar că știu că pe aici o iau spre aeroport, nu? Dar mi se pare că o iau spre aeroport. Interesant, interesant. Nu! Nu mai traversați strada nesimțitulor așa. Ăștia nu au treceri de pietoni. De ce traversează strada? O fac intenționat, vă zic eu. O fac intenționat să pierd misiunea. I said over the Giuliano Bridge. Acum aduc ea, naiba, mai taci. Mama, dacă era în taxi, mi-e trist ce le făceam la ăștia. No! Oh! I nearly broke my jaw. Îmi pare rău, domnul. S-a întâmplat. O nevrută s-a întâmplat. Pot să îmi răsucez mașina. Sau chiar trebuie să o împing. Pot să o împing. Pasager 5. There you go. Keep the change. Mă doare cap. De ce te doare capul? Mă doare capul când gândesc. Atunci nu mai gândi. Respira. Can you take me there? No problem. Get in. No problem. Hai deodată. Haide, bossule. Haide, vino. Go across. Dar ce se poate întâmpla rău acum? Acum pe bune. Doar să-mi zic că muistul ăsta că merg cu viteză prea mare. Dar mașinile astea nu urcă cu viteză scăzută la deal. Ok, ok, gata, gata, gata. Don't you think you're driving too fast? Ia uite pietonii cum vor să vină în fața mea. Ca să mă deruteze și să pierd misiunea. Shouldn't you slow down a little? Șterg jocul dacă pierd misiunea aici. Gata, gata, domnule, gata, gata, gata. Don't you think you're driving too fast? Da, îmi place să conduc mașina foarte rapid. Ce problemă ai tu cu mine și cu viața mea? Ok, mașina de poliție a trecut. Hai mă că mai este o scuipătură de scuipat până acolo. Imediat o să ajungem, domnule. Gata mă, hai mă că am trecut mă. Gata mă, domnule. Uite aici.
Fix aici parchez mașina. Hai că am putut să parchez o mașină aici. Fix în X trebuie să mă duc. Gata. Ia. This should cover it. Keep the change. Oh, mulțumesc domnule că mi-ați dat banii dumneavoastră, chiar îmi trebuia. Și efectiv s-a buguit acolo. Da. I had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. O, da, misiunea asta mi-o amintesc că trebuie să fug de niște bandiți cu tuiar soarta. Că vin cu bâtele și pistoale la mine și fac pac, pac, pac! Iar după ce mă uit spre ei, ce se întâmplă ei? Pac, pac, pac! Ia! Ia aici! Ia aici că dau cu bâtele! We got you, you little rat. Mă dau afară și din mașina mea. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that. Bă, lasă mașina, că nu tu mi-o vopsești! Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Da. Și așa am ajuns să... Lou Hale, fix your face. Și așa am ajuns eu să mă fac mafiot. Haide că le-am dat așa peste bârleș. M-am dus, domnilor. M-am dus. Escape the Salier bar, decovering the back alias. I couldn't handle that animal on my own. Acum, I said to myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Acum merge la Salier bar. Salier bar. Certainly a lot nicer than a baseball bat. Asta trage cu pistolul mine. Ce crezi că e corect? Nu e corect, bineînțeles. Pac, pac, pac. Că de ce ar fi corect să tragă cu pistolul mine? Îmi dă una peste ceafă de mă duc naiba de tot în tomberoanele astea. Și de ce naiba se blochează joc de 2 giga, nu înțeleg. Dar pe aici nu mai știu exact pe unde trebuie să mă duc. Trebuie pe aici, pe acolo. Rose bar, pe acolo, 100 la mie. Mai am 18 HP. Deci cred că o să mor. Dar nu este o problemă asta. Problema este că se blochează și mă enervează. Dar asta se pișe în fața mea, nesimțitul nu te mai pișa. Ok, nu o să mă opresc nici dacă o să îmi dați $1000. Pe naiba. Dar cred că am luat-o bine, nu? Ajutor, bă, nu vedeți că trag ăștia cu pistoalele și cu bâtele și cu cuțitele vin spre mine. Interesant. Și acum am-o pe aici. Gata, gata. Acum, trageți în ei, nu în mine. Ce aveți cu mine? Am scăpat câțiva mafioși și acum aveți boală pe mine. Du-vă naiba de nebun. Nu te rog, nu muri acum. Deci dacă mor acum, îmi blestem viața. Îmi blestem viața. Și norocul meu este că am ajuns la bar cu viață, cu 18 HP am ajuns la viață, la bar. Și gata. Du-vă naiba de urâți. Aha, luați-o. M-am mandat peste microfon din nou. Luați-o. Aaaa. Ia. Și acum mare război ce se petrece în Salier bar. I-am pușcat? Se uită în stânga, dreapta. Și open and close. Bineînțeles că au închis restaurantul. Salieri's boy saved my looks like Morel. Vincenzo is a Don's gun expert. They've known each other since they were kids. Get you whatever you want. Nice, Tommy nice, guns nice. The cannon. Okay, okay. Rob. Okay, Molotov parte, okay. Cred că misiunea asta o să lăsăm pur și simplu pe data viitoare. Mulțumesc că v-ați uitat până aici. A fost o aventură de neuitat. Așa că o să ne vedem data viitoare. Bye bye.